În ultimele 24 de ore, la nivel național, un număr de 5.991 de noi cazuri pozitive COVID-19 au fost depistate. 28.191 de teste au fost efectuate, astfel că rata de pozitivare a testelor este de 21,2%. 164 de români au murit în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2. La terapie intensivă, un număr de 1.267 de pacienți sunt internați în acest moment. Până în prezent, pe teritoriul României, peste 571.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. 469.499 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 13.862 au decedat. La nivelul județului Gorj, numărul de noi cazuri raportate este 31. Din fericire, este a doua zi consecutiv când nu a fost înregistrat niciun deces. De la începutul pandemiei, 4.774 de persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj. Dintre aceștia, 4.451 de gorjeni s-au vindecat, iar din păcate, 232 au decedat. Până în momentul de față, la nivelul județului Gorj, au fost confirmate COVID-19 4.805 persoane. Dintre acestea, 4.451 de persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu, iar 232 de persoane au decedat. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate alte 31 noi cazuri de îmbolnăvire, situația prezentându-se astfel. Avem 23 de teste pozitive de la laboratorul din sistemul public și 8 teste pozitive de la laboratoarele din sistemul privat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1000 de locuitori calculat de către direcțiile de sănătate publică, județul Gorj înregistrează 0,9 la 1000. Cea mai mică rată de infectare la nivel național se înregistrează în Harghita, 0,89, iar la polul opus, cea mai mare rată de infectare este la nivelul municipiului București, 7,01 la 1000.